Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Volkswagen Transporter LT, la care, dacă vedem, avem varianta de benă. Așa, și ce vom face în acest proiect? Vom monta un monitor și o cameră marșalier, cât și o cameră frontală, doar că acesta va fi în proiectul următor. Ce înseamnă acest lucru? Că acest mic monitor care îl avem, da, iată, este foarte drăguț, rabatabil. Când dorim, îl folosim, când nu dorim, nu-l folosim. Așa, iar această cameră o vom monta foarte elegant, frumos, pe partea de spate, undeva aici sub benă, pentru o parcare cât mai corespunzătoare și cât mai apropiată față de un obstacol. Hai să implementăm tot sistemul, să ridicăm bena, tragem cablajele, după care vă arăt varianta finală realizată. Varianta finală este următoarea. Iată unde am pus camera de spate, multi-infraroșu, da? Și iată, avem bena ridicată. Experiența a ridicat bena ca să vedem și cum se va vedea practic în cabină, în varianta când totul este ridicat, da? Hai să vedem. Monitorul este acesta, da? Unul mic drăguț în cazul în care vrem să vedem cum ceea ce vedem în spate, da? Iată ce elegant putem să vedem inclusiv cu bena ridicată, așa. Cât și vă arăt imediat cu bena, așa zis, lăsată jos. Eu am făcut o acționare când vreau, sting monitorul, când vreau îl pornesc, da? Deci când vreau să se acționeze camera, deoarece titularul a vrut să fie în permanență și spatele monitorizat, să vadă dacă este basculat tot corespunzător, da? Iată, îl închid și să închidem și practic bena din spate, după care vă mai arăt rezultatul final în așa mod, ok? Iată bena lăsată jos și ea, și acum putem vedea în totalitate practic camera de spate, să vedem cum este poziționată. Iată, este din aia de variantă de drumuri grele, care rezistă la și la cioburi și la multe altele, inclusiv la ploaie sau orice condiție meteo. Și acum să vedem în varianta când bena este sus, da, să vedem funcționarea lui, care tot așa prin deschidere, iată, avem frumos acces și acum poate vedem puțin mai mult decât anterior, un pic și bate soarele. Așa, și poate nu pot să filmez corespunzător. Bun, deci aceasta este o variantă simplă, în cazul în care vreți se poate pune și, repet, vom pune și camera de față și putem pune, de exemplu, aici un alt aparat din care iese monitorul sau ceva și atunci putem avea practic acces la ceea ce înseamnă partea de DVD navigație sau una alta și atunci putem acționa și partea de cameră, repet, când doresc eu. Aceasta este o soluție simplă. Variantă de monitor aici, variantă de monitor sus. Deci sunt foarte multe posibilități. Ok? Cu toate acestea zise, am mai rămas să vă zic că ne găsiți pe www.soundidentity.ro/proiecte, ne găsiți pe Facebook Sandu Vancea sau Sound Identity Fioradea, sau ne găsiți foarte elegant pe YouTube, unde vedeți această filmare și multe altele, pe canalul nostru Sound Identity, unde dacă intrați în playlist și căutați după marca Audi BMW, vedeți după marca dorită tot ceea ce considerați că doriți să căutați. Vă mulțumesc, la revedere!